jertfă și iubirea ta. Viața ce-am primit-o din mâna ta, ochii ca laudă pentru slava ta. Eu te laud, Doamne, pe cruce sunt, pentru marea jertfă și iubirea ta. Viața ce-am primit-o pentru slava ta. Când cerării mă înconjoară și cu ură mă plătesc, pune dragostea ta mine ca să pot să-l iubesc. Eu nădăjduiesc cu tine și făgăduința ta, căci viața e mâna ta. Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea ta. Viața ce-am primit-o din mâna ta, ochii galade pentru slava ta. Eu te laud, Doamne, în locul. O să ne rugăm pentru o țară. De dimineață am încercat să ne rugăm și am vrut să ne rugăm în mod special pentru noi, pentru nevoile noastre, pentru ceea ce Dumnezeu face în mijlocul nostru, și am mulțumit Domnului și l-am rugat să intervine, dar vrem să nu uităm că unul din scopurile pentru care noi suntem este să fim o binecuvântare și pentru ceilalți. Și astăzi ne vom ruga pentru Marea Britanie. Am gândit că este o țară care nu prea are nevoie de rugăciune, dar niciodată nu știi. Pentru că orice om, chiar dacă este într-o țară subdezvoltată sau foarte dezvoltată, are nevoie de Dumnezeu, și acești oameni care sunt în această țară au nevoie de rugăciunile noastre. Așa că după ce vom viziona acest videoclip, ne vom ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze Marea Britanie. Haideți să vedem! Marea Britanie este o uniune formată din 4 țări: Scoția, Irlanda, Wales și Anglia, cu o populație totală de 59 de milioane de oameni. Capitala este frumosul oraș Londra. Limbi de circulație majoră sunt engleza, irlandeza și Welsh. În Anglia se vorbesc peste 200 de alte limbi, care sunt limbile celor care sunt emigranți. Marea Britanie a fost prima economie industrializată din lume. În prezent este o economie bazată pe servicii. Închinarea și practicarea credinței are libertate totală. Contribuția adusă la evangelizarea lumii și misiunii mondiale de acest popor în ultimii 200 de ani este unică în lume, dar astăzi lucrurile nu mai sunt așa. Liderii creștinismului sunt sub o imensă presiune spirituală pentru că membrii bisericilor sunt neconsacrați, cu pretenții mari, dau și jertfesc puțin și sunt interesați mai mult în împlinirea personală decât în slujirea cu sacrificiu. Multe localități sunt adevărate deșerturi spirituale.
biserici pe moarte și închise, biserici transformate în moschei sau temple hinduse sunt o imagine comună. Pesimismul și sentimentul că lucrurile nu merg bine penetrează și caracterizează filozofia populară. Nevoia spirituală este vădită datorită manifestărilor sociale precum violență, divorțuri, sinucideri, dependență de droguri, copii orfani, sodomie. Ocultismul, păgânismul și satanismul sunt promovate public. Toleranța este numai în cuvinte, dar nu și în realitate. Liderii islamului, budismului și hinduismului sunt implicați activ în a promova legi care să favorizeze religiile lor și cer libertăți pe care ei nu le-ar acorda niciodată creștinilor din țările de unde vin ei. Islamul este o minoritate religioasă care caută să altereze societatea în favoarea islamului și ei privesc convertirea Angliei la islam ca și o cheie strategică pentru câștigarea Europei. Poporul britanic este în război, se duce o luptă pentru supremație religioasă și ce este mai dureros este că cea mai mare parte din oameni și politicieni nici nu văd pericolul care amenință ascuns sub masca perfidă și mincinoasă a toleranței. Totuși, chiar în această conjunctură, biserica nu este învinsă. Să ne rugăm! Acest popor a cunoscut în istoria lui multe valuri de trezire și reînnoire spirituală. Să ne rugăm că Dumnezeu poate să dea viață și biruință când oamenii se pocăiesc. Să ne rugăm pentru parlament și politicieni să se teamă de Dumnezeu și să-i slujească cu pocăință. Să ne rugăm fără îndoială și să cerem ca această națiune să fie din nou o națiune pentru Iisus Hristos. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm pentru Anglia, chiar dacă a fost poate că una din primele țări care au trimis misionari și care fac multe lucruri pentru Dumnezeu, să nu uităm că musulmanii și islamismul încearcă să cucerească această zonă și știu că sunt foarte mulți musulmani acolo. Haideți să ne rugăm pentru Marea Britanie, pentru cei 50 ceva de milioane de oameni care au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Poate nu din punct de vedere financiar, economic, dar din punct de vedere spiritual, cu siguranță au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm Domnului.
dacă vei, tu poți să mă atingi cu mâna ta, să atingi astreța mea. Da, Doamne, dacă vrei, tu poți. Luăm un pic loc. Aș vrea ca în această rugăciune, dacă vreți, să începem să pavăm sau să-L rugăm pe Dumnezeu să netezească cărarea sub pașii noștri și pentru anul care urmează. Atunci când ne gândeam la asta și Gabi mi-a sugerat să ne rugăm pentru asta, prima dată m-am gândit, stai, că nu suntem chiar spre sfârșitul anului, dar nu trebuie să fii pe sfârșitul anului ca să te rogi. Putem să ne rugăm din timp. Și aș vrea să vă împărtășesc pe scurt, încotro vrem să mergem în anul care urmează și aș vrea să ne rugăm pentru asta. Vedeți, Anglia, o țară care a cunoscut treziri spirituale, iar acum este invadată de împărăția diavolului. Bisericile se sting. De ce? Pentru că creștinii și-au pierdut viziunea și scopul, au ajuns să trăiască pentru ei înșiși, pentru confortul lor personal, pentru siguranța lor personală și nu mai trăiesc pentru Dumnezeu. Și putem învăța din experiența lor. Noi nu-i judecăm pe ei, pentru că nu cred că suntem din alta luat și cred că dacă nu veghem, ușor ne ducem pe aceeași direcție. De aceea aș vrea să ne rugăm, pentru că în anul care urmează vrem să întărim orientarea spre ucenicia biblică. Domnul Iisus ne-a chemat să facem ucenici în numele Său și asta este ceva, e mai mult decât tot ce am făcut până acum, nu va fi ușor. Vrem să construim o cateheză proprie bisericii noastre care se potrivească cu viziunea bisericii noastre. Vrem ca după cateheză să avem cicluri de ucenicie în care să luăm în considerare toate aspectele vieții, de la domeniul spiritual, la războiul spiritual, la domeniul relațional, la disciplinele spirituale. De ce? Pentru ca oamenii să poată fi trecuți prin toate lucrurile, pentru că știți ce înseamnă cum ne-am format noi? Dezechilibrat. Am avut parte doar de anumite aspecte și altele ne-au scăpat și acum ne-am trezit după ani de zile că aia am neglijat-o, este timpul să îndreptăm ceva la capitolul acesta. Vrem să ne focalizăm pe familii. Cum anul acesta ați simțit această focalizare spre misiune și evangelizare, vrem ca de la anul să ne focalizăm pe familie. Avem nevoie de ajutor în rugăciune, să știm ce să facem. Nevoile sunt multe și dacă Dumnezeu ne dă lumină și călăuzire, ce am putea să facem noi? Avem nevoie de ajutor. Vrem în același timp să nu pierdem direcția în care am plecat anul acesta. Vrem să păstrăm orientarea din 2012 și pe lângă asta să adăugăm celelalte. Vrem să continuăm să ne orientăm spre cei pierduți. Vrem să avem un program de vară cu ieșirea în afara zidurilor. Vrem să ridicăm calitatea slujirii atât la voluntari cât și la full-timer. Vrem să ne implicăm în social. Sunt planuri, dar pentru aceste planuri avem nevoie de ajutor în rugăciune. Și cred că nu este prea devreme să mijlocim cu putere spre asta. Și pentru orice altceva Dumnezeu ne va da bonus, pentru că această mișcare de rugăciune a fost bonus, n-a fost planificată de noi. De aceea, haideți să ne rugăm pentru anul 2013 și pentru toate aceste direcții care deocamdată le-am văzut și pentru alte lucruri care nu le-am văzut și urmează să le cunoaștem pe măsură ce înaintăm în planul lui Dumnezeu. Vă cerem ajutorul în rugăciune. Thank you.
această nouă acțiune, tot ca o închinare la adresa lui Dumnezeu. Vrem să dăruim lui Dumnezeu și vrem să facem lucrul acesta într-un mod aparte. Cu mine aveai, nu? Vrei să cânt? Cânt eu. Vreau să facem lucrul ăsta într-un mod aparte, frați și surori. Aș vrea să luați ceea ce ați hotărât înaintea lui Dumnezeu, să puneți mâna pe lucrurile pe care ați hotărât să le dați Domnului și să-L țineți în mână. Și vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce tu și cu mine am hotărât să dăm înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel care dă cu bucurie, Dumnezeu îl primește pe cel care dă cu bucurie. Și vorbea de dimineața Adi despre criză și despre persoanele care dau și Dumnezeu întoarce înapoi. Dar m-am gândit la un lucru, Adi, ce faci când Dumnezeu nu-ți întoarce înapoi? Ce faci? Trebuie să nu, să fim sinceri, nu de fiecare dată când am dat, Dumnezeu mi-a întors înapoi. Și am avut de luat o alegere, am avut de făcut o alegere. Fie continui să dau sau fie mă păstrez și intru în modul ăla de autoconservare și mă păzesc ca să nu se mai întâmple lucrul acesta. Dar omul lui Dumnezeu, David, a spus așa: vreau să aduc o jertfă lui Dumnezeu și nu voi da ceva ce să nu mă coste. De aceea, frați și surori, dacă noi am dat din timpul nostru și am venit aici, am dat din sentimentele noastre, ne gândim la ceea ce facem, ne rugăm cu tot zelul de care suntem capabili, ascultăm, predicăm, ne gândim la Domnul, îl slujim în fiecare zi, vreau să dăruim ca pentru Dumnezeu, să facem lucrul acesta într-un mod deplin, așa că haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze dărnicia din seara aceasta. Eu consider din toată inima că este o dărnicie specială, nu prin numărul de bani adunați, ci prin inima noastră. Și Biblia spune că macedonienii, înainte de a da lui Dumnezeu, s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu și au pus la dispoziția lui Dumnezeu toată viața lor. Haideți să ne rugăm Domnului și să-i spunem: Doamne, am mult sau am puțin sau n-am deloc sau am de toate. Dar ce este important este că mai înainte de orice lucru material vreau să-ți dau inima mea. Și odată cu inima mea vreau să-ți dau și sentimentele mele, și energia mea, și finanțele mele, și timpul meu, și gândul meu, și tot ceea ce am eu înaintea ta. Haideți să ne rugăm Domnului și să-i spunem lucrul acesta. Din adâncul inimii pe Iisus vreau a-L vesti, să-i cânt mereu un mare aleluia. Vreau să spun întregii luni Dumnezeu cât e de bun și împreună să-i cântăm toți aleluia. Din adâncul inimii pe Iisus vreau a-L vesti, să-i cânt mereu un mare aleluia. Vreau să spun întregii luni Dumnezeu cât e de bun și împreună să-i cântăm toți aleluia. Aleluia, te laudă de suflet. Aleluia, te laudă gura mea. Aleluia, vreau să spun tuturor ce măreți ești, Doamne.
Dumnezeul meu. Aleluia, te laudă ardu suflet. Aleluia, te laudă gura mea mereu. Aleluia, vreau să spun tuturor ce măreți ești, Doamne, Dumnezeul. Domnul, mulțumim tinerilor. Ăsta îl iei mereu și dimineața și seara. Care-i problema? Aha. Combinăm tehnologia ultramodernă cu improvizația tipic românească, dar e important să ne descurcăm, nu-i așa? Aș vrea să fac doar 3 anunțuri și la sfârșit alte 3 anunțuri. Nu uitați, săptămâna aceasta care urmează și săptămâna dărniciei, haine, alimente, aduceți-le, le vom sorta și vom căuta să le ducem acolo unde este realmente nevoie de ele. Luați legătura cu sora Cornelia pentru aceasta. Cei care vreți să aduceți, nu uitați, suntem la biserică de marți până vineri, între ora 10, 12 și jumătate 1 și de la 2 jumătate până la 6 sau când e program până seara. De asemenea, nu uitați, părinți care încă nu ați semnat acel angajament, scrieți numele în clar, semnați amândoi părinții dacă sunteți membri la Efraim și ați văzut că acel angajament este atașat la... Doar rupeți ultima foaie și trimiteți-o prin copiii dumneavoastră la învățători până pe 23 decembrie. Legat de Crăciunul care vrem să-l dăruim, a fost o chestie care mi-a scăpat dimineața. Acele foi nu sunt doar pentru dumneavoastră. Poate să știți că sunt oameni care, deși nu sunt membri în biserică, dacă le spui biserica noastră vrea să facă ceva deosebit, vrea ca să dea ceva celor lipsiți, vrei să contribui, uite cu ce ai putea să vii. Și așa că puteți să luați pliente, să dați la cei care sunteți mai apropiați, ca vecini, ca prieteni, ca și colegi. Nu trebuie să dea mult, dar dacă au inima deschisă și au încredere, pot să trimită și noi să le împărțim și după aceea să putem distribui, să facem ceva pentru comunitatea în care suntem. Sora Magda are o cântare, Dumnezeu să o întărească, să o binecuvânteze și nu știu dacă mai sunt și altele. Vera are și ea o cântare, am început să am lipsusuri, semne bune anuare și pentru mine. Și după acest lucru ne orientăm spre cuvântul Dumnezeu spus prin Adi. Thank you.
mântuita vreodată de iubirea arătată de Iisus. M-a îmbrăcat în haine albe, a pus pe mine podoabele din cer. El mi-a dat haina de nuntă, ce privirea o încântă oricui. Și în mine a pus o taină, e iubirea arătată omului. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Și viața când va trece, nu vreau să-mi fie rece inima. Eu vreau să-i cânt iubirea la cel ce nemurirea-n dar mi-a dat. Dumnezeu-mi dă tărie ca să-i cânt cu bucurie numai Lui. Înecaș și în clipe grele îmi primite mângâiere în harul Lui. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă iar când cei de pe urmă doreau viața să-mi curme, am zărit o cetate de scăpare, ajutor și alinare la necaz. Din groapa cea adâncă m-a pus să stau pe stâncă în mâna Lui. Și în turnul de scăpare, fericit cântă cântare Domnului. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Ținut atâția ani lângă inima ta, n-ai lăsat să râdă lumea de înfrângerea mea. Am știut doar tu și eu când mi-a fost mai greu. Doar tu și eu. Când am fost mai tristă, tu m-ai mângâiat,
m-ai luat pe brațe pe tată minunat. Când am fost mai bine, poate te-am uitat, dar de sus din cer tu m-ai vegheat. Mulțumesc că ești Domnul meu, mulțumesc că sunt al tău. Am suflet o speranță pentru o zi, speranță că într-o zi ne vom întâlni. Azi privesc la viața cu urcări și căderi, știu că toate au fost spre binele meu. Greu a fost necazul, încercarea grea, dar ai fost cu mine. Mâna mea-n mâna ta, mulțumesc că ești Domnul meu, mulțumesc că sunt al tău. Am suflet o speranță că-ntr-o zi atâția ani lângă inima ta, n-ai lăsat să râdă lumea de înfrângerea mea. Am știut doar tu și eu când mi-a fost mai greu, doar tu și eu. Mulțumesc.